O reală problemă cu care se confruntă în acest moment mediul universitar național este cea a noii legi a educației, care prevede ca orice cadru didactic ar ajunge la vârsta de 65 de ani să fie scos la pensie pe loc. Aceeași lege spune că niciun cadru universitar nu poate fi pensionat până la finalizarea anului în curs. Cu toate că există o asemenea contradicție, măsurile întârzie să apară. Dacă la nivel național peste 2000 de profesori universitari urmează să se pensioneze, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 4 cadre nu coincid cu prevederile noi legi, având în vedere că se poate încheia un contract de colaborare între universitate și profesori până la terminarea anului de studii, Adrian Grau, rectorul universității, va proceda în acest fel, apreciindu-și colegii. Privește cadrele universitare care sunt în pragul pensionării, urmare a aplicării legii educației din 2011, avem în momentul de față un singur conferențiar care a împlinit vârsta de 65 de ani și este pensionat începând cu martie 2011. Evident că pentru a acoperi sarcinile didactice pe care le susținea la programele de studiu în care era angrenat, am încheiat un contract pe perioadă determinată în care este retribuit în sistem plata cu ora. Alte trei cadre universitare ar mai trebui să părăsească sistemul până la 1 octombrie 2011. Din acestea trei, unul singur este și în poziția de cadru universitar ales într-un mandat de prorector, prodecan la una din facultăți și ca urmare extensia aici s-ar putea face până la expirarea mandatului. Este adevărat că există și profesori tineri care doresc să se titularizeze pe posturi, însă soluția din punctul de vedere al staffului universitar nu este aceea de a-i pensiona pe cei cu experiență. Nici 50% din posturile vacante în Universitatea Suceveană nu sunt acoperite. Cauza? Lipsa fondurilor. De precizat este că profesorii pensionați care vor continua să predea printr-un contract de colaborare vor fi plătiți la oră. Deci, banii economisiți din salariile și așa mici ale acestor profesori tot vor fi cheltuiți. Cât despre studenți? Nu am cunoștință. Știu că sunt niște manifestări în universitate privind reprezentarea lor în organele de conducere ale universității. Este, din punctul meu de vedere, încă prematur să mă pronunț. Urmează să elaborăm carta universității, urmează să elaborăm metodologia de alegeri după care vom lucra în universitate. Din punctul meu de vedere, este evident că ei vor beneficia de aceleași cote de reprezentare pe care le-au avut și până în momentul de față în structurile de conducere ale universității, încât nu este de natură să fie periclitată reprezentarea lor în acestea. O altă nemulțumire a profesorilor suceveni, exprimată prin vocea rectorului Adrian Graur, este aceea că legea a fost votată fără a fi consultată conducerea universităților și fără a li se cere părerea. Și ei, la fel ca cei care nu sunt cadre didactice, au aflat din diverse surse după ce a fost votată.